Bună seara din nou, după o pauză bogată pentru TLM, continuăm emisiunea despre reintră normală învățământul românesc, împreună cu profesor doctor inginer Carmen Cezarina Burlibașa, director la Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida din Iași. Distinsă doamnă profesoră, stimați telespectatori, o să continuăm emisiunea pe aceeași temă, în același fel, dar haideți să, nu în sensul de a critica, ci în sensul de a ne corecta acolo unde se mai poate sau dacă se mai poate. Aș vrea să vă întreb, doamna profesor, cu experiența care aveți, măsura de a închide școlile a fost o măsură bună sau nimeni nu mai poate ști la momentul actual, în sensul că am lăsat specialiștii să spună anumite puncte de vedere, la urma urmei ei au spus, decizia trebuie să o ia cum era normal politicul, dar dacă privim lumea în ansamblu ei, sunt unele țări care au luat o măsură, sunt alte țări care în aceleași condiții au luat altă măsură, deci fiecare țară, într-un fel, în afară de recomandările OMS-ului, care au un caracter de obligativitate, într-un fel, nu te obligă nimeni să iei, deci să aprobi ceea ce hotărăsc alte organe, poporul român, prin reprezentanțele ei, hotărăsc soarta României, nu alții ne spun ce facem. Dacă se putea proceda altfel și cum? Am fi putut face școală acolo unde erau anumite condiții. Pentru că, la general, răspunsul este clar. Nu se putea face școală la general. Dar, diferențiat în funcție de condiții, puteau fi școli unde s-ar făcut carte, unde s-a făcut mai puțină carte, pentru că la urma urmei, dacă tot trebuie recuperată școala, s-ar fi ținut o evidență. Dom'le, unde am ajuns la matematică, da? La ecuația de gradul 2. Bun, aici ne-am întrerupt. Când o reluăm, începem cu ecuația de gradul 2, în continuare, de la ea mai departe, și așa mai departe, la fiecare disciplină. Și am fi avut un câștig. După aceea, dacă am făcut așa, alții ar fi spus, da uite, s-au mai îmbolnăvit doi în plus. Trebuie pus în balanță întotdeauna. Nu eu, nu dumneavoastră, că nu aveți competența, ci cei care ne diriguiesc, pentru că ei văd lucrurile statistic. Noi le vedem individual, fiecare, cu eu lui și cu eu celor dragi apropiați nouă. Doamna profesor, aveți cuvântul. Da, foarte greu. Deci, vă spunea de specialist, nu specialist în sondaj, în toate astea. Deci, nu pot să vă spun dacă e bine sau nu e bine. S-o închis școala, nu s-o închis școala. Dumneavoastră, deci, nu. La școala dumneavoastră. Deci nu pot să vă spun, adică nu pot să dau eu un verdict, că uite, dacă nu se închide acotare sau ceva. La școala dumneavoastră puteți spune, din câte știți, am fi putut continua în condițiile astea. Eu îmi doresc ca, chiar dacă s-o închis școala, deci eu acest an de sacrificiu, să mergem mai departe, adică să reluăm măcar de unde au fost acum un an. Adică să sacrificăm un an din viața noastră, să mergem în continuare. Și cine vă oprește să mergeți în continuare? Mergem, când avem încotro. Păi nu vă oprește nimeni. Nu ne oprește nimeni, dar nu pot să spun, adică... Eu am văzut ministrul ăsta care este la învățământ, care de fapt e singurul care e pe felia lui. Mai sunt și alții, dar n-au nicio treabă cu feliile pe care le păstorez, dar domnul ăsta cu oarecare experiență știe ce vrea, spune că se va recupera. Trebuie să se recupereze. La data de se ține examenul. Adică este o anumită fermitate în procesul de învățământ. Da. Să fie așa. Da? Deci așa ne dorim. Să mergem în continuare, să, v-am spus, să recuperăm. Nu știu, bine, rău. Momentul ăsta am trecut. Am acceptat. Acum trebuie să ne gândim ce putem face pentru a putea reintra, așa cum spuneați, în normalitate. Și ce trebuie să facem să intrăm în normalitate? Prima dată, guvernul trebuie să țină cont de ce a promis să facă.
Deci să asigure. Eu zic altceva, comunicația să fie sănătoși. Eu cel mai bine zic asta. Să fim deci sănătoși, prima fără asta nu se poate. Să asigure comunicațiile pe întregul teritoriu, ca să asigure la toți copiii. Nu, 100% nu, dar una este să asigur 70% și alta să asigur 98%. Deci, vă spun sincer, sunt mulțumită, de exemplu, am reușit să ne dotăm din punct de vedere cu tablete, cu laptopuri. Deci a fost un bine, un dar plus, dotarea un plus a fost sarcina statului. Deci a fost un plus valoare acestui an, de exemplu, din punct de vedere a tehnologiei. Că aveți laptopuri. Că avem laptopuri, mai aveți un an, doi, că peste doi ani normă să fie. Se strică, nu? Nu se strică, sunt uzate moral. Bun, dar ne-au provocat anul ăsta la foarte multe perfecționări, la foarte multe cursuri aplicate, deci am învățat ceva nou. Eu zic să profităm de ce am învățat, să aplicăm în continuare. Păi vreți, nu vreți, fiecare individ profită de ce a învățat. E vorba de digitalizare, e vorba ca să o ducă la un astfel de nivel încât să nu te duci la un ghișeu al statului și să-ți spună, păi mi-aduci de la poliție cazierul, mi-aduci de la finanțe cazierul fiscal, ăla juridic de la poliție, mi-aduci nu știu de unde, de la nu știu ce fisc ăsta, când toate sunt în mâna statului, adică nu se poate așa ceva. Și atunci trebuie să știi unde cauți, ce cauți, ca să poți să îți rezolvi treaba, că altfel ne bate în joc de oameni în continuare. Dar nu e digitalizare la final. Poftiți. De-abia la început. Digitalizare de-abia la început, nu e la final, da. Ca să putem colabora toate astea. Nu, doamnă. Eu, cu mulți ani în urmă, deja știam de calculatoare, deci vorba de armata americană care a avut primul calculator în 48. Dacă vă aduceți aminte. Deci digitalizarea asta e începută, e un vis al omenirii, dacă vreți. Deci are vechime. Da, de exemplu, și eu, de exemplu, am cursuri de informatică asta, dar a fost altceva anul ăsta. Deci pentru a aplica ceea ce nu aplicam până acum. Asta vă spun, ne-au forțat, lăsat de digitalizare sau toate astea, întotdeauna se vorbește de așa ceva, dar ca să aplicăm la ori, nici n-aveai pe ce să aplici, n-aveai tablete, n-aveai laptopuri. Vorbeați acum de semnal. Și asta este o problemă. Acum doar vă spun sincer, nu, doar să nu vrei să nu faci. Dar se poate face, dacă puțin efort. Dar am învățat multe, foarte, foarte, foarte multe anul ăsta. De la o simplă lecție care o făceai creta pe tablă sau pe asta, acum o faci, folosești complet alte metode, mai atractive, mai, asta nu neapărat mai ușoare, pentru că pentru noi profesori a fost o mare provocare, pentru a putea ține elevul atent 50 de minute. Nu e același lucru cum elevul în clasă cu elevul de pe elev. Dar știți că mai fac și năzbătii cu calculatorul, fac altceva, păi de ce vă fără spun? Să-l prindă ce vă spun, profesor. Da? Ce vă spun? Adică eu... E caracteristic copilării asta. Da, nu neapărat copilul. Și ce credeți? Că un adult nu tot așa ar face? Tot așa? Tot probabil așa ar face. Dar sunt foarte multe provocări. Dar eu zic că facem față. Trebuie să-ți dorești. Așa a considerat și justiția română, care a obligat să se deschidă anumite școli, grădinițe, la un moment dat, prin hotărâri judecătorești, tocmai că se poate face față, să găseau soluții, să nu se închidă tot. Știți că au fost... Sunt, da. Cazuri și cazuri. Nu știu ce să vă spun. Păi, la ce vă spuneam eu? Da, știu nu la ce mi-a spus. Nu-i băgăm pe toți în aceeași oală. Deci v-ați spus și marea calitate a omului să se adapteze, să se modeleze permanent după condițiile care sunt. Da. Și noi am făcut școală când am fost, de exemplu, jumătate de clasă, acel sistem hibrid, jumătate acasă, jumătate la școală, transmiteam la școală cu păstrarea distanței între elevi. Ne-am adaptat. Deci se poate face. Nu ușor. Dar dacă se vrea, se poate. Se poate. În anul ăsta de închidere școlii, cam o treime din copiii lumii au rămas fără educație. De-ar fi numai atât. De-ar fi numai atât, da? Să nu fie mai mult, știți? Iar cu lacune sunt foarte, mult mai mulți. Deci cu lacune care sunt mult mai mulți. Pentru că, în primul rând, vă întreb, chiar dacă era la școală,
Deci, nu, deci dacă era online, da? Deci, deci făcut online, nu-l supraveghea nimeni, nu-l obliga nimeni să facă temele. La școală e mai rușine de coleg, e rușine de profesor, când au făcut tema, trebuie să facă teme, să răspundă sau să învețe. Dar cine vrea să învețe, învață. Cine vrea să învețe, da. Învață. Ministrul actual al educației, care tocmai l-a dat să mai înainte, a declarat ferm că pe 13 septembrie va începe școala. Dumneavoastră, ce părere aveți? Va începe, nu va începe? După ceea ce fluxul care momentul este. Momentul ăsta începe. Deci cum am debutat acum după 5 mai, părerea mea că dacă nu vine al patrulea val al pandemiei, păi să începe pe 13 septembrie cu toți copiii în clasă. Și asta este și dorința, cred că, a tuturor cadrelor didactice, a elevilor, a părinților. Dar vă dați seama că contextul mondial, internațional, asta, pandemie, nu putem ști ce este. Dar pentru momentul astăzi, 31 mai, dacă am putea spune, cred că începe. Cu experiența care o aveți, cum poate fi recuperat ceea ce s-a pierdut? Prin muncă. Foarte multă muncă. Deci muncă din partea cadrelor didactice, a elevilor și, bineînțeles, și susținerea părinților. Da, practic, prin lungimea numărului de ore din mărire, numărului de ore într-o săptămână, prin mărirea orei de clasă, prin nu știu cum, prin chemarea sâmbătă, duminică la școală, cum se pretează la dumneavoastră? Da, toată structura, de exemplu, și ora are psihologic, are un efect. Deci nu poți să spui că vrei ora să o faci de o oră jumătate. Pentru că s-a constatat, deci elevul nu poate fi atent. Da, de 30 de minute se poate, nu? Deci elevul nu poate fi atent. Cum se poate? Că se practică. Faci de două ore, ora dacă am nevoie de o sală de curs și scurtez la jumătate de oră. Astea sunt ocazionale. Ocazionale. Astea sunt întâmplătoare. Da, se poate, orice se poate. De asta spun, adică toate au un efect. Deci ați spus că orice se poate. Deci atunci trebuie făcut orice ca să reducem pagubele produse de acest an de pandemie. Mă scuzați că v-am întrebat. Da, nu, o să trebuie. Dar prea mi-a să ridica mingea la filio că orice se poate. Nu, prin foarte multă muncă. Nu știu dacă neapărat dacă îi faci copilului, de exemplu, profesorul ăsta, sâmbătă, duminica vină la școală, e mai obosit, e mai frustrat. Deci el nu se poate, să spunem, vai recuperez. Mai degrabă alte metode. Găsim altă soluție, dar nu să-l umplem, de exemplu, vă întreb ceva, dacă o să stai 20 de ore în școală, imposibil, da? Credeți că o să învețe mai mult? O să fie mai obosit, o să fie mai plictisit, o să fie mai dezinteresat? Fără discuție că vor învăța mai mult. Nu toți. Nu. Pentru că unii obosesc mai repede, alții obosesc mai greu, unii se străduiesc mai mult, alții mai puțin, dar pe ansamblu, că aici discutăm statistic, individual dumneavoastră, cu fiecare elev în parte, dar noi discutăm statistic, este un câștig. Știți care ar fi cel puțin văd momentul ăsta? Numărul de elevi mai mici la clasă. Deci ca și soluție pentru a putea să te apropii, să poți decalajul. Una e să lucrezi, de exemplu, la o clasă cu 15-16 elevi și una e să lucrezi cu 36 de elevi. Dar sunt clase cu 36 de elevi. Da, pe asta spun, adică modul de a lucra la clasă. Aici poate ne-ar avantaja, când tot mă gândesc acum la ce mi-a ridicat mingea la fileu și mi-a spus că nu se pot recupera. Deci, astea ar putea fi soluții. Nu mărirea numărului de ore. Nu sâmbătă și duminici la școală. Nu știu câte ore la școală. Deci, cât mai mult contact, cât mai, deci grupul să fie mai mic, mai omogen și să vedem cât mai bun ce putem, de cel, sau să vedem cât mai bine cum putem recupera aceste decalaje. Și profesorul să se muleze pe fiecare clasă, profesorul să se adapteze cerințelor fiecare clasă. Pentru cât grupul e mai mare, cu atât problemele sunt mai multe. Facem un exercițiu de imagine ca să demonstrăm. Mai țineți minte să rezolvați integrale? Sincer. Da, le-am folosit. Încă le mai rezolvați? Da. Nu, n-am rezolvat acum, în ultimul timp, n-am rezolvat. Nu, ideea era următoarea. Dar nici nu rezolv acum. Ideea era următoarea.
profesorul cu experiența care o are poate să mai selecteze din materie și să dea mai puțină importanță, nu să excludă. Păi eu nu consider că un om care termină liceul să nu știe ce e o integrală sau o derivată, dar să le dea un minim de cunoștințe ca el când are nevoie să pună să citească, dar să nu să citească ca și cum ar fi auzit prima dată de o integrală, de o derivată, de eu știu ce alte lucruri mai puțin mai complicate din matematică, ecuații diferențiale sau nu știu ce, așa, ci pur și simplu doar să auzi de el și să aibă un minim de cunoștințe ca să poate de unde să plece mai departe pentru studiu individual. N-ar fi și asta o soluție. Exact ce spuneam mai devreme, da? Adică profesorul trebuie să adapteze la cerințele fiecărui grup de elev. Deci aici e arta de a fi profesor. Arta de a explica. Deci el trebuie să cunoască colectivul, trebuie să cunoască ceea ce să predea la elev, trebuie, pentru că chiar dacă are o anumită structură, o anumită programă, dar colectivul, vorbea de integrale, care poate un colectiv de elevi, de exemplu, îi trebuie 10 ore pentru integrare respectivă, alt colectiv de elevi trebuie 2 ore. Și atunci profesorul se adaptează cerințelor fiecărui colectiv. Deci arta profesorului de a se implica la ore, de a face ore și, bineînțeles, asta în funcție de nivelul fiecăruia. Da. Și dorința de a se perfecționa așa elevilor, nu vorbesc de profesori aici, vorbesc de elevi. Profesorul are un rol deosebit. El poate aprecia media de cunoaștere, de valoare a unui grup ca să știe cum predă, cât predă, ce predă și așa mai departe. Foarte multă implicare a profesorilor trebuie. Deci aici, pentru a recupera aceste diferențe, deci văd profesorul de bază și, bineînțeles, iar repet, să venim la școală, față în față. Știți că a apărut sâmbătă o lege care vă învață cum să sărbătoriți, cum să organizați închiderea anului școlar, festivitățile de închidere a anului școlar. Vă bucurați de o astfel de lege? Oricum trebuie făcut, adică nu... Deci festivitățile astea au ușor lor. Odată termin un liceu, termin un gimnaziu, termin asta și altfel simți că ai trecut la altă etapă a vieții. V-am spus, da, foarte bine, deci foarte bine să pot organiza. Dar, iar repet, trebuie păstrată distanța, trebuie păstrată regulile, aceste reguli care ne-am obișnuit, probabil asta o să intre de acum în sânge. Ar trebui să intre în sânge. Da, trebuie făcută pentru că altfel apreciem ce a trecut. Nu? 4 ani de școală primară, 4 ani de gimnaziu, 4 ani de liceu sau facultate și așa mai departe. Trebuie să punctezi într-un fel, să rămâi cu amintire. De exemplu, anul trecut, generațiile au fost frustrate de acest lucru. S-au făcut doar cursuri, câteva au făcut cursurile festive online, dar alt efect au când e la fel, față în față. Și era nevoie de hotărâre de guvern care să vă învețe cum să faceți o festivitate într-un loc concret. Să ne dea voie să facem. Eu zic că asta era, cred că, mai bine. Să ne dea voie că știm noi să facem. Așa zic și eu, de asta v-am întrebat. Deci eu... Pentru cunoaște cel mai bine condițiile de la... Trebuie să ne adaptăm, deci, cu fiecare școli. Și ne adaptăm. Da. Vedeți, guvernul a mai luat o decizie să fac o analiză a efectelor pandemiei asupra școlii. Mi se pare un lucru bun. Păi e același, probabil, singur ministru valabil care gândește și probabil are niște oameni lângă el. Pentru că doar dintr-o analiză poți să tragi aceste concluzii. Chiar dacă presupunem, ferească Dumnezeu, pandemia să fie la jumatea ei. Da, chiar dacă să nu fie așa. Da, dar trebuie să fii pregătit când ești la vârf, pentru că toată lumea se uită la tine. Ce facem? Ce facem? Știți ce văd bine dacă se face o analiză reală? Pentru a putea preveni... Nu mai reală. O analiză falsă nu ajută. Nu, adică vorbesc de o analiză reală. Pentru a putea preveni și a putea merge mai departe. Știți, să nu mai trecem pe ce am trecut. Așa văd și ar fi foarte utilă să vedem ce a fost bine, ce a fost rău, să analizăm fiecare factor, fiecare criteriu și apoi să punem
să începem cu 13 septembrie, dacă ați spus că începem școala pe 13 septembrie fizic, să putem începe cu dreptul și să mergem un an întreg. Să nu mai ne gândim că săptămâna viitoare intrăm iar în scenariu, alt scenariu sau ceva. Deci văd un, deci o analiză reală, eu cred că este utilă. Ce a fost bine, ce a fost rău, ce a fost, ce se poate remedia, ce putem adăuga, ce putem face pentru a depăși o eventuală altă astfel de pandemie. Credeți că într-un viitor nu prea îndepărtat vom reveni la normalitate? La normalitate înseamnă să poți să-ți pregătești oameni în toate domeniile vieții economice, sociale și, de ce nu, și politice, dacă politica a devenit atât la modă, în așa fel încât societatea să meargă mai departe. Sincer, eu cred, da, eu spun răspicat, da, și îmi doresc acest lucru. Deci îmi doresc acest lucru și să fie bine, da. Care ar fi trei acțiuni care ar putea conduce mai repede la normalitate, ca învățământul să desfășoare în condiții normalitate? Una, două, câte vă trec prin minte? Nu știu, acum mi-ați luat așa de repede, nu mai știu la ce să mă mai gândesc. Haideți că le discutăm împreună. Da, cred că prima ar trebui să existe o gândire de recuperare și readucere la un nivel, la nivelul momentului la care se află copilul, dacă se află în clasa 8-a, păi să aibă cunoștințele de clasa 8-a la zi. Deci a recupera acele cunoștințe pierdute, pentru că altfel clădim casa fără temelie. Dar și când se recuperez? Poftim? Dacă iau 8 acum, când se le recuperez? Nu. Recuperez, dar nu contează când. Școala nu este pentru a trece examene. Examenul este un mijloc de apreciere. Școala este pentru a ști carte. Eu le-am spus la ai mei întotdeauna, pe mine nu mă interesează ce note iei tu la școală, pe mine mă interesează ce știi tu de la școală. Iar nota, în mod normal, este o reflectare a cunoștințelor, în mod normal. Mai sunt și accidente, poți să știi, fii tobă și să pici la un examen, nicio problemă. Așa, aprecierea la ce este, ce știi tu. Nu? Sau da? Așa e. Așa e, dar examenul oricum e examen. Asta nu, sunt multe probleme. Nu pot să... Trei factori care pot fi. Dar în doamna profesor, ce zi este mâine? Mâine ziua copilului. Și îți spun la mulți ani la ce toți copii. La toți copii le spun la mulți ani. Chiar dacă sunt mai mici, mai mari, că tot sunt copii. Da? Cât ai copii, pus copii... Pari o mamă și o tată sunt copii. Eu urez absolut la toți copiii. Și copiii ăștia sunt ai noștri, toți. La noștri, la tuturor, deci la mulți ani și sănătate. Și părinții, la părinți ce să le urez? Să se bucure de copii, să aprecieze copiii și să-i sprijine în tot ce fac. Stimați telespectatori, vreau să-i mulțumesc doamnei profesor, vreau să mulțumesc dumneavoastră, dar înainte de a încheia, dragi copii, iubiți copii, voi sunteți din totdeauna viitorul unei națiuni, a unui popor, a unei țări. Din nefericire, vremurile noastre sunt ciudate. Nu vreau să le spun altfel. A noastră. A mea nu mai are importanță, dar a voastră are. Puteți face doar un singur lucru. Să aveți grijă de sănătatea voastră și să puneți să munciți la școală. Cu cât o să fiți mai bine pregătiți, cu atât o să fiți mai fericiți din punct de vedere individual, dar și social ca utilitate a neamului, pentru că neam înseamnă strămoșii voștri, nepoții, de ce nu înseamnă urmașii voștri. Și atunci fiecare din noi are obligația de a păstra memoria înaintașilor și a se lupta spre a asigura o bunăstare a viitorilor urmași. Imaginați-vă că noi astăzi vindem și mâncăm
toate bogățiile naturale a României de aproape 1000 de miliarde de euro. Ce veți spune peste câțiva ani? Nici nu vreau să gândesc ce veți spune, pentru că în această perioadă ați devenit mai libertini, v-ați obișnuit cu bruma de democrație și veți spune ce veți gândi. Dar eu doresc să spuneți că înaintașii voștri și-au făcut datoria față de patrie și popor. Vă doresc la mulți ani și, ca de obicei, vă doresc multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Și nu uitați, număr caie când vor câine. O seară bună și la mulți ani, copiii României!